Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Nina Panfili și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ochiul Public. Vaccinarea este cea mai de succes intervenție în domeniul sănătății publice, care ne protejează împotriva bolilor infecțioase. Cu acest mesaj vin responsabilii în domeniu care încearcă să convingă populația să se vaccineze. Trebuie sau nu să ne vaccinăm? Despre aceasta vom discuta astăzi în cadrul emisiunii cu invitații mei, Olga Cârstea, medic-pediatru, doctor în științe medicale. Bună seara, doamna Cârstea! Bună seara! Și Daniela Demișcan, șef adjunct Direcția Sănătate Publică de la Ministerul Sănătății. Bună seara, doamna Demișcan! Pro și contra vaccinării. Care este rolul vaccinării și cât de rău sau bine pot face ele? Vaccinurile, imunizarea în general, este cea mai eficientă metodă, cost-eficientă metodă pentru prevenirea multor maladii. Republica Moldova are al cincilea program și Guvernul Republicii Moldova a aprobat în 2016 al cincilea program ca număr, care are ca scop reducerea morbidității, invalidității și mortalității prin asigurarea populației cu imunizări obligatorii garantate de stat conform calendarului de vaccinare pentru anii 2016-2020. Cum a spus doamna Demișcan, vaccinarea este una din cele mai eficiente arme ale medicinii în ziua de astăzi. Și vaccinarea are doar ca scop formarea unei rezistențe imune a organismului nostru și a organismului atât a copilului cât și a adultului împotriva bolilor infecțioase care se pot solda cu decesul pacientului sau cu complicații foarte grave, dizabilitante pe viață. Și atunci de ce avem pro și contra vaccinării? Părerile sunt diferite, dar Ministerul Sănătății își reiterează poziția nu numai în această săptămână de imunizări, de campanie, dar vine cu un mesaj anual care să fie pentru toată populația, pentru că vaccinurile funcționează și este cea mai sigură și cel mai sigur serviciu care costă foarte puțin, dar care salvează foarte mult. Și în calitate de lucrător medical aș spune că poate mai multe contrapăreri sunt în ziua de astăzi, deoarece este necesar să ne fortificăm efortul, deci să zicem, părerea medicilor și a lucrătorilor medicali per total trebuie să fie unică. Vaccinarea este doar o metodă de a proteja copilul, adultul de boli grave și riscurile pe care le poartă sunt infime și nu sunt comparabile cu riscurile care pot fi în cazul unei maladii infecțioase prevenite prin vaccinare. Responsabilii în domeniu vin cu îndemnul ca populația să se vaccineze. Propun să urmărim mai întâi de toate un subiect la acest mesaj, după care revenim. Anul trecut, Ministerul Sănătății a aprobat cel de-al cincilea program național de imunizări pentru anii 2016-2020. Documentul prevede vaccinarea gratuită a populației contra 12 boli infecțioase, dezvoltarea serviciului de supraveghere a sănătății publice și sporirea acoperirii vaccinale până la 95%. Cea mai bună intervenție ca răspuns a combaterii multor maladii infecțioase în lume a fost implementarea vaccinurilor. De aceea că anume prin vaccinare anual pe glob sunt preîntâmpinate multe decese, multe maladii care prin intervenții cost-eficiente, anume prin vaccinare, sunt preîntâmpinate. Prin imunizare, potrivit responsabililor de la Ministerul Sănătății, anual sunt prevenite milioane de decese la nivel global, provocate de diferite boli precum difteria, poliomielita, rujeola, pneumonia, infecția cu rotavirus și alte maladii infecțioase. Indeed, we all know that immunization allows us to prevent millions of deaths all over the world, specifically child deaths, because of preventing a number of child-killing diseases that are prevented with vaccination. Cât privește reacțiile adverse ale vaccinurilor, medicul epidemiolog al Centrului de Sănătate Publică din Chișinău spune că acestea sunt minime, dar este important să se calculeze corect doza de vaccin, iar persoana să fie examinată medical înainte de imunizare. Toți copiii, înainte de a fi vaccinați,
sunt absolut toți consultați în prima zi, când el apare la medic, de medici, se măsoară temperatura, se controlează starea copilului și numai după asta, dacă copilul e sănătos, copilul este vaccinat. Unii cetățeni sunt împotriva vaccinurilor, iar alții susțin această procedură. Negativ, în primul rând, fiindcă ni s-a dus peste hotare anume din America, fac experiență pe noi. Nici împotrivă, nici fiecare care cum vor să facă. Nu sunt contra. Нужны вакцины. Нужны. Будем надеяться, что они хорошие в качестве. Вакцинация нужна особенно для детей. Până la implementarea vaccinărilor, anual se înregistrau mii de cazuri de îmbolnăvire. În Republica Moldova sunt obligatorii 12 vaccinuri, printre care cel împotriva hepatitei virale B, tuberculozei, poliomielitei, difteriei și rujeolei. Fiecare copil beneficiază de imunizare acoperită din fondurile de stat și toți sunt monitorizați obligatoriu în perioada post-vaccinală. Stimate invitate, părerea dumneavoastră acum, ce spun medicii? Bine, calitate medic, deci aș spune în primul rând că vaccinurile sunt niște remedii foarte sigure pentru a forma răspuns imun după ce sunt administrate și vaccinarea se începe chiar din primele ore de viață a copilului, din maternitate, când copilul este vaccinat împotriva hepatitei virale B, după care urmează vaccinarea împotriva tuberculozei la 3-4 zi de viață, care este crucială pentru a forma această protecție imună împotriva tuberculozei, care este atât de răspândită la noi în țară. Și acest vaccin protejează copilul pe tot parcursul copilăriei, deoarece însuși forțele imune ale organismului propriu se maturizează la copil, deci toate componentele deja se finalizează maturizarea abia pe la 8-9 ani de zile. Deci, practic, acest vaccin de la care este și trebuie să fie făcut universal, 100% la toți copiii din maternitate, protejează pe anii ulteriori de forme grave, invazive ale acestei maladii. După care deja de la 2, la 4, la 6 luni și așa mai departe, la anumite etape ale vieții, copilul este vaccinat. De ce vaccinăm copilul atât de frecvent? Deoarece este imposibil să formăm o protecție imună eficientă pentru toată viața. Deci un astfel de vaccin nu există pur și simplu. Vaccinurile, în funcție de capacitățile lor, de forma vaccinurilor, de boala împotriva care protejează, bacterii, virus și așa mai departe, ele trebuie să fie efectuate în mod repetat, unele la intervale mai îndelungate de timp, altele la intervale mai scurte. Spre exemplu, împotriva rugeolii, rubeolii, orionului sunt niște maladii virale foarte grave. Ele se efectuează odată la 5 ani, la copii în mod obligator de 3 ori, conform Programul Național de Vaccinări. Iar la adulți este de dorit să fie, în special la femeile în perioada fertilă, în perioada reproductivă, să se revaccineze odată la 5 ani de zile pentru a menține nivelul de anticorp protectiv împotriva acestor boli. De ce? Deoarece o gravidă care nu are anticorp protectiv împotriva rubeolei, în primul rând, nu transmite acești anticorpi fetului, care pot să-l protejeze până la un an de zile până când el este vaccinat prima dată împotriva acestei boli. Într-a doilea rând, dacă gravida contactează cu un copilaj bolnav de rubeolă sau un adult, deci infecția aceasta este atât de agresivă și suferă fetul cu anomalie de dezvoltare. Deci este un subiect foarte important. Și vaccinarea, până la urmă, nu este doar o injecție pe care o aplicăm momentan, dar este o profilaxie care vine să preîntâmpină 12 maladii și scutește o povară enormă a economiei statului. Dar câte vaccinuri trebuie să aibă un om pe parcursul vieții? Deci, în general, în lume există până la 20, în jur de 20 de vaccini împotriva diferitor boli, dintre care unele sunt obligatorii, mai multe sunt în perioada copilăriei, deoarece doar vaccinul, practic, protejează în cea mai mare măsură copilul de boli foarte grave, deoarece sistemul imun, după cum ne-am spus, este în perioada încă de maturizare și nu are această forță și capacitate să protejeze precum la un adult. Cu timpul, frecvența administrării vaccinurilor și numărul lor scade progresiv. În perioada de adult deja sunt
mai mult vaccinele opționale, deci vaccinele, pot să menționez vaccinele pentru călători, da? În special care călătoresc în zone endemice, adulții trebuie să se vaccineze împotriva hepatitei A, împotriva febrei galbene, febrei tifoide și alte boli, atunci când călătoresc în țările Asiei sau în India sau alte țări, unde aceste boli se întâlnesc, unde cazuri sunt, deci, de transmitere în populație. Dar ce a provocat apariția acestor vaccinuri? Ce a provocat? Au apărut mai multe maladii care cetățenii nu știau cum să le trateze. Au apărut, din ce cauză au apărut aceste vaccinuri și dacă acum recent au apărut alte noi vaccinuri? Da, deci vaccinurile au apărut încă din... Primul vaccin a fost vaccinul împotriva variolii, care este o boală infecțioasă foarte gravă și practic decedau milioane de oameni, decedau în secolul 16-15 până în secolul 16, da? Acest vaccin pentru prima dată a fost în 1798 utilizat de savanții care activau pe atunci și după ce s-a văzut efectul extraordinar, deja următorul savant a fost Louis Pasteur, care a elaborat vaccinul împotriva tuberculozei, bacilului Koch, și după care, deci, a urmat elaborarea și implementarea în practică a vaccinului împotriva poliomielitei în anii 60, apoi vaccinul împotriva rugeolei, rubeolei, orionului în anii 70 a secolului trecut. Iar, deci, treptat s-a dezvoltat această ramură a științei și a medicinii care se ocupă de dezvoltarea noilor vaccini, studierea lor, implementarea în practică. Iar recent, deci relativ recent, deoarece durează o perioadă destul de nelungată până un vaccin ajunge să fie utilizat în practică, studii foarte laborioase și de laborator, studii pe voluntari, deci până ne convingem că el lucrează, acest vaccin și protejează, este vaccinul împotriva virusului papiloma uman, care protejează de cancer de col uterin la femei. Deci, să zicem, realizările sunt foarte frumoase în acest domeniu. În anul trecut, Ministerul Sănătății a aprobat cel de-al cincilea program național de imunizări pentru anii 2016-2020. Doamna Demișcan, ce prevede acesta? Mulțumesc. Da, într-adevăr, în Ministerul Sănătății, dar Guvernul Republicii Moldova a aprobat prin hotărârea 1131 din luna 10-2016 cincilea program, așa cum ați menționat. El are ca scop reducerea morbidității, invalidității și mortalității prin imunizare și este în conformitate cu calendarul de vaccinări pentru anii 2016-2020. Are câteva obiective specifice pe care ne le dorim să ne le propunem să le îndeplinim. Este sporirea gradului de conștientizare a persoanei și a comunității despre importanța vaccinului. Este rata cu majorarea sau rata cuprinderii cu vaccinuri 95% și este fortificarea serviciului de imunizare. Aceste trei sunt obiectivele principale ale programului. Ați menționat acum că avem și un calendar a imunizării, a vaccinurilor, exact. Dar cine impune, cine este responsabil de a anunța cetățeanul că trebuie să se vaccineze? Despre importanța și despre punerea în aplicare a calendarului este responsabil medicul de familie, care comunică nu pacienților, dar populației pe care le are în deservire despre obligativitatea de a vaccina copilul și de a se vaccina. Dar dumneavoastră, în calitate de autoritate care e responsabilă în acest domeniu, monitorizați acești medici de familie să vedeți dacă ei propun cetățenilor, dacă ei își fac treaba așa cum trebuie. Sigur că da, Centrul Național de Sănătate Publică vine și ei în ajutorul medicilor de familie prin campanii noastră de comunicare și de organizarea ședințelor comune cu medicii de familie, dar plus de toate, medicul de familie are și ca indicator de performanță este rata cuprinderii a populației cu vaccinări. Iar acești indicatori de performanță sunt validați de către Compania Națională de Asigurări și nici de cum nu se pot eschiva doar printr-o simplă bifă că au fost vaccinați X număr de populații. Să fie pe înțelesul cetățenilor, orice vaccin este gratuit. Da. Cel oferit în instituțiile de stat. Dar vaccinurile pot provoca boala pe care ar trebui să o prevină? Vaccinul, în genere, este substanța, este medicamentul, dar este preparatul care vine să protejeze sănătatea
persoane și să prevină boala de care, pentru care el este dezvoltat. El poate să provoace mici reacții adverse, dar nici de cum se manifeste boala însăși propria, boala proprie. Da, el, deci însăși proprietățile, cum de fapt este pregătit un sau deci un produs, da? Cum se produce vaccinul? Vaccinurile în funcție de maladii, deci să zicem, există boli ca difterie, tetanusul, pertussisul, care sunt cauzate de bacterii, mai sunt boli cauzate de virusuri, rugeolă, rubeolă, orion, poliomielită, gripa. În funcție de maladie și în funcție de proprietățile agentului patogen, a virusului sau a bacteriei, și diferă tehnologiile de preparare a vaccinurilor. Deci există vaccinuri vii atenuate. Ce înseamnă aceasta? Prin proceduri tehnologice foarte speciale, virusul își pierde virulența. Virulența aceasta este proprietatea virusului de a provoca boală atunci când nimerește un organism uman. Respectiv, aceste virusuri, neavând deja virulență, ele sunt injectate, de obicei, deci vaccinurile pot fi sau în picături, sau injectabil. Există vaccinuri intranazale în spray, cum ar fi împotriva gripei în unele țări, dar mare majoritate sunt injectate. Sunt injectate subcutanat, intramuscular, deci o injecție micuță, doză foarte mică, dacă vorbim la copii, 0,5 ml, deci de lichid care conține acest vaccin, deci este o doză micuță de tot, care virusul, zicem, nu, și-a pierdut deja proprietatea de a provoca boală, dar în locul acela migrează limfocitele și macrofagele, adică niște seturi de, niște tipuri de celule imune ale sistemului imun care distrug componentele acestea vaccinului, deci virusul, lichidul acela în care se conținea virusul, da? Și astfel sistemul imun învață cum arată acest virus în realitate și se formează așa numita memorie imună. Deci sistemul imun memorizează pe o durată. De ce este important aceasta? Având această memorie, celulele imune deja cunosc cum arată acest virus sau bacterie și formează atunci când se întâlnește organismul cu infecția adevărată, cu bacteria care poate nimeri prin aer, prin alimentație, prin apă, prin rană, plagă, da? Deci cum este, de exemplu, cu tetanosul, deja celulele imune, cunoscând cum arată bacterie, imediat se formează anticorpi, sunt sintetizate din niște subtipuri de celule imune, anticorpii care distrug această infecție, deci acest virus sau această bacterie. Iată pentru ce este vaccinarea, pentru a avea acest scut imun. Și totuși au fost înregistrate cazuri nu prea reușite atunci când au fost vaccinați, copii în special. Deci, din ce cauză? Nu prea reușite, dumneavoastră vă referiți la reacții adverse. Reacții adverse. Reacțiile adverse, ele se pot întâmpla, ele sunt foarte rare. Ce determină aceste reacții adverse? În primul rând, poate exista o predispoziție genetică, da? Genetică, o hipersensibilitate, dar incidența sau frecvența acestor reacții este atât de mică, poate fi un caz la 500.000 de populație, la 1.000.000 de populație. Vă dați seama, un caz este incomparabil. Noi nu putem să nu vaccinăm toată populația din cauza unui caz la 1.000.000 de hipersensibilitate. Deci o reacție de intoleranță la vaccin. Aceasta este cea mai severă reacție și este cea mai rară. Mai frecvent, ce reacții pot apărea? Poate fi înroșirea în locul injectării, o tumefiere ușoară, umflătură, da? Febră la copil, 38, poate fi și mai mare, 38, o neliniște, plânset. Dar aceste reacții sunt absolut tolerabile. Ele trec în 42-48 de ore, maxim 72. Și dacă părinții înțeleg, li se explică despre eventualitatea acestor reacții și li se explică cum corect să se comporte, atunci ele sunt absolut tolerate, foarte, foarte leger. Doamna Cârstea, și totuși acum ceva vreme niște mămici se revoltau pe obligativitatea acestor vaccinuri. Invocau cazuri diverse care au dus la invaliditatea copilului. Care ar fi aceste cazuri? Aceste cazuri, deci, în primul rând, sau la modul practic, cum se întâmplă? Uitați-vă, reacțiile adverse, da, ele sunt monitorizate. Fiecare medic de familie, pediatru, asistentă medicală sunt obligați să înregistreze orice caz de reacție indezirabilă post-vaccinală. Da? Deci, oficial, nu au fost înregistrate de reacții grave, indezirabile după vaccin. Mai mult, mai frecvent sunt aceste reacții care sunt reacții post-vaccinale normale. Ele sunt tolerabile. Deci, încă o dată, repet că
părinții atunci când cunosc despre aceste reacții, ei altfel văd aceste lucruri. Asta este una, da? O conduită normală, calmă, în primele 48 de ore, 72 de ore după vaccinare, permite să treacă mai ușor perioada aceasta. Pe rețele de socializare, în populație, desigur se vehiculează foarte multă informație. Părinții se inspiră din surse lipsite de încredere, internet și așa mai departe. Nu putem să ne bazăm pe astfel de surse. Sigur, nu putem să generalizăm, absolut. Absolut. Dar la modul practic, cumva testați pe copii mai de toate o mică doză sau direct merge vaccinul și... Nu, așa ceva nu se face, deoarece toate testările care sunt efectuate, vaccin, înainte ca el să fie chiar comercializat, sunt efectuate în primul rând de producător, în țara producătoare. În lume nu există atât de mulți producători, deoarece tehnologia este atât de complexă, încât sunt doar câțiva producători majori de vaccinuri în toată lumea. Deci, la început se testează la uzina producătoare, toate studiile se încep de la studii moleculare în iprobete, după care pe animale, după care pe grupuri de voluntari, deci aceste sunt studii absolut oficiale, nu se fac testări de astea, nu știu, gen cum, necompetente sau nu știu cum să zic. După care, deci, aceste vaccinuri sunt certificate de țara producătoare, după care de organismele internaționale, Organizația Mondială a Sănătății și mai sunt încă și alianțe pentru, deci, sau, deci, Gavi, exact cum este? Alianța. Da, o alianță globală de vaccinare, să zicem așa, deci niște organisme internaționale care testează repetat aceste vaccinuri în laboratoare independente. Deci se fac câteva rânduri de teste pentru a demonstra că vaccinul este sigur, eficient și asigură un răspuns imun bun. Și doar după aceasta, cu ajutorul încă altor organizații internaționale, vaccinurile ajung la noi în țară. Deci absolut nu este necesar să testăm. Important este ca țara să asigure transportarea corectă, menținerea lanțului rece, deoarece unele vaccinuri se inactivează dacă este prea mare înaltă temperatura ambientă sau prea joasă. Condițiile în care sunt păstrate și transportate, dar țara noastră, din câte eu știu, este foarte acreditată. Acest capitol. Lanțul frigorific se păstrează pe tot parcursul vaccinului de la producător până la beneficiar. Depozitul național de vaccinuri din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică este un depozit acreditat și este unicul în Europa. Iar în această săptămână de imunizare chiar este ziua ușilor deschise, când reprezentanții mass media pot să vină și să vadă condițiile și cum arată, cum este ansamblat și cum funcționează acest depozit. Ministerul Sănătății ne dă asigurări că totul este sigur, 100% în regulă. Da. Și așa dacă am ajuns la capitolul calitatea vaccinurilor, cum putem afla dacă sunt de o calitate bună acestea, proveniența chiar, fiindcă anterior se vehicula că sunt cele mai ieftine, care provin din India? Atunci când se face achiziția pentru un vaccin, începe de la specificațiile tehnice și de la vaccinul de care are nevoie țara. Specificațiile tehnice sunt făcute de specialiști din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică. Ele sunt în conformitate cu cerințele tehnice internaționale și atunci vaccinul trebuie să întâlnească careva calități, fie înregistrat în Republica Moldova, fie înregistrat în țara producătoare și ca condiție obligatorie, așa cum a spus doamna Cristea, este precalificarea OMSE, pentru că UNICEF-ul așa și recomandă țărilor care folosesc vaccinuri să fie precalificate OMSE. Iar în Republica Moldova vaccinurile sunt precalificate OMSE și atunci suntem, indiferent care este producătorul, India, Belgia, dacă vaccinul este precalificat OMSE, atunci avem 100% că este un vaccin sigur. Da, de către Organizația Mondială a Sănătății. Dar care este practica altor țări la acest capitol? Aceeași metodologie de vaccinare, aceleași vaccine, cum și în Statele Unite, spre exemplu, și în Europa? Sigur că da, ele sunt precalificate OMSE. Poate producătorul, noi nu putem să ne referim la producător, dar condiția obligatorie este precalificarea OMSE. Și atunci când vaccinul este precalificat OMSE, vă zic, chiar nu importă care este țara producătoare.
Dar obligativitatea de a te vaccina este la fel în toate țările? În mare majoritate a țărilor este, cum este și Republica Moldova, este Franța, este Estonia, este Cehia, este Australia. Acum pe cale de a introduce obligativitatea este Armenia și România. În mare majoritate au obligativitate. Sigur, și asta este un lucru normal, deoarece persoana nevaccinată, fie copil, fie, dar în primul rând copil, deoarece sistemul imun încă nu este matur, el este cu șansă sau un risc mai înalt de a face această boală infecțioasă și de a o transmite altor persoane care nu sunt imunizate sau au diferite maladii care duc la un răspuns imun scăzut și sunt susceptibili la aceste boli, pentru care ele pot duce la complicații foarte grave. Deci copilul prezintă pericol și pentru el, nefiind vaccinat, dar și pentru cei din jur, pentru comunitate. Doamnelor, vreau să, din emisiunea de astăzi, să vedem de ce trebuie să se vaccineze cetățenii, fiindcă, într-adevăr, în societate să recunoaștem, mulți combat și nu vor să meargă să se vaccineze. De asta vreau astăzi să încercăm să motivăm cetățenii să meargă să se vaccineze. Atunci când merg copiii la școală sau grădiniță, trebuie neapărat să aibă toate vaccinurile puse? Da, conform calendarului de vaccinare. Da, e obligator, desigur. Desigur, fiindcă aceste maladii, deci, repet, să zicem bine, împotriva la care maladii noi vaccinăm copii. De tuberculoză am vorbit, hepatita B am vorbit. Deci, o vizită la stomatolog se poate solda cu infectarea de hepatita B. Cantitatea de sânge care este suficientă pentru a infecta pacientul, nu vedem cu ochiul liber. Înțelegeți? Instrumentariul care nu este de unică folosință poartă deja risc de infectare, chiar dacă este autoclavat sau dezinfectat prin toate metodele. Există acest risc. Iar hepatita B este o patologie care afectează ficatul și în 30% se poate croniciza. Deci 3 copii din 10, dacă fac hepatită B, sau adulții, da, se va croniciza această infecție cu hepatită cronică, ciroză și așa mai departe. De ce tetanosul? Tetanosul este o infecție care se, deci sporii acestei bacterii sunt în sol. Deci orice plagă, rană, da, un traumatism, accident rutier, deci iar pentru, zicem, dacă vorbim de copii, nașterile în condiții insalubre, da, eu nu știu, în stradă, mașină, la domiciliu și mai departe, deci este risc de a te contamina cu aceste bacterii care prezintă risc de deces pentru non-născut și risc de infecție foarte gravă pentru gravidă. Deci dacă vorbim de pertussis, pertussis este o infecție respiratorie cu repercusiune asupra sistemului nervos. Copiii deci, au o tusă persistentă în accese, în crize foarte gravă și îndelungată. 5-6 luni de zile poate să se întâmple acest lucru, cu consecințe și suprainfecție și mai departe. Dacă vorbim despre rugiolă, rubeolă Orion, uitați-vă rugiola. Cazuri de deces s-au întâmplat în România anul trecut. Aceștia au fost copiii care încă nu au reușit, unii din ei încă nu au reușit să se vaccineze, deoarece vaccinăm copilașii de la un an de zile și copiii micuți care au contactat cu bolnavii eventual poate cu o vârstă mai mare, care poate n-au fost vaccinați din careva motive, fiind infectați, rata de mortalitate e foarte înaltă la rugiolă. Este un virus foarte agresiv, el afectează sistemul nervos, cauzează encefalită, poate cauzează orbire. Dar e mai grav atunci când ai acest virus când ești mic sau când ești matur? În primul rând când ești mic, fiindcă sistemul imun nu are forțe să lupte cu aceste infecții. Deci, zic încă o dată, scopul vaccinării este să formăm o protecție adăugătoare, un scut care cât de cât să protejeze de forme grave a bolii, da, sau chiar de deces. Da, dar sunt totuși părinți care nu au dorit să-și vaccineze copiii și aceștia sunt sănătoși. E posibil asta? Este posibil atunci când sunt vaccinați cei din jur. Asta este posibil. Dar cu cât mai mult copii, cu cât mai mulți copii apar care nu sunt vaccinați, cu cât se mărește acest grup de copii nevaccinați, cu atât este mai mare probabilitate când acest grup va apărea la unul boală infecțioasă și el o va transmite la ceilalți de jur. Deci acesta este un pericol foarte mare, un pericol iminent pentru sănătatea copiilor de a nu vaccina copiii. Această săptămână este săptămâna imunizării. Ce face ministerul în acest sens?
Așa cum am spus, este deschisă ușa zilelor deschise la depozitul național. Este informat populația prin mass media și prin participarea la emisiuni cum suntem noi astăzi. Specialiștii în teritoriu, la fel Centrul de Sănătate Publică, informează împreună cu medicii de familie populația despre importanța vaccinurilor. Au fost diferite seminare de instruire cum să ajungă la persoanele despre importanța vaccinului și rolul benefic pe care îl are vaccinul. Și ați încercat să mergeți și prin grădinițe, să discutați cu părinții? Permanent se face această activitate, nu doar în săptămâna imunizării, și specialiștii din cadrul Centrului Național de Sănătate și din Centrul de Sănătate Teritoriale fac în conformitate cu planul pe care îl elaborează teritorial. Merg nu doar în grădinițe, dar și în, nu doar în grădinițe la copii, dar și în școli, grupurile de risc care sunt pentru vaccinare în uzine, că sunt mai multe grupuri. Da. Și care este reacția părinților atunci când mergeți în teritoriu? Dacă ați, cumva ați făcut o mică statistică, să vedeți dacă sunt mai mulți pro sau contra? Desigur că sunt mai mulți pro, pentru că și datele, rata cuprinderii vaccinale ne arată că sunt pro-vaccinare. Cei care nu doresc sau care încă nu s-au vaccinat copiii, nu de atât că nu doresc, strict categoric doar, noi considerăm că este lipsa de informare și de o informație care să ajungă la urechea mămicii sau îngrijitorului că vaccinele funcționează. Iar asta, deprinderile și comportamentul se învață în timp. Asta este și scopul programului național și în acest scop ministerul elaborează o strategie de comunicare, anume pentru grupurile ținte, părinte, îngrijitor, mass media, cum să ajung mesajele să fie aceleași și să ajungă la populație. Doamna Cârstea, dumneavoastră sunteți, cred eu, mai aproape de părinți și de copii. Care este opinia lor atunci când vin și comunică cu dumneavoastră? Sunt pro? Desigur. Chiar dacă evident la început sunt contra, cu niște argumente foarte simple, care părinte nu-și dorește bine copilului său. Deci cum poate să fie o altă părere aici? Deci eu sunt de acord cu doamna Dimișcan că aceasta este lipsă de informare corectă. Undeva poate lipsă de timp, undeva poate lipsă de interes. Deci desigur că lucrătorii medicali au foarte, foarte multe, uneori sunt prea supra-solicitați, iar părinții sunt foarte doritori de informație. Și eu cred că trebuie să fortificăm niște căi alternative de a informa, niște comunități comune între, sau niște asociații, să zicem, da, comune sau niște grupuri de lucru unde sunt și părinții și reprezentanții sistemului sanitar, sistemului medical, pentru ca mesajul să ajungă corect. Fiindcă părinții, atunci când le explici într-un mod simplu, argumentat, e desigur că ei înțeleg importanța vaccinării. Dar cine este responsabil să facă astfel de grupuri? Cum am zis, Ministerul Sănătății împreună cu partenerii săi de dezvoltare, cum este UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății, elaborează, deja este elaborat, urmează să fie aprobat strategia națională de comunicare. Ea va dura din 2017 pentru 2020 și are scopul de a spori gradul de conștientizare a părinților și acolo sunt planificate activitățile pentru fiecare grup țintă aparte. Da, totodată sperăm să avem un dialog fructuos cu reprezentanții, zicem așa, comunităților online, să zic, da? Exact. Online a părinților, a mămicilor, este grupul Ask a Mom. Deci a fost o întrunire, cred eu, destul foarte interesantă, așa, unde au fost reprezentanți și a Centrului Național de Sănătate Publică, au fost părinți, au fost o discuție foarte aprinsă, a fost reprezentanta centrului Voinicel, deci centru care lucrează cu copilașii cu autism și încă o dată s-a subliniat faptul că vaccinurile nu sunt asociate cu dezvoltarea autismului și de fapt copiii cu autism trebuie să fie vaccinați exact la aceleași termeni, exact cu aceleași vaccinuri, cum și copiii care nu suferă de această problemă. Deci și eu sper să continuăm această colaborare și să ne apropiem de părinți. O colaborare mult mai, da, o comunicare mai eficientă. Dar da. Și totuși, atunci când comunicați cu părinții, care sunt mai sceptici? Cei din spațiul rural sau urban?
Din spațiul urban. Din spațiul urban, deoarece, da, și aș spune, mai informați din surse mai puțin veridice, să zicem așa, fiindcă, da, vă dați seama, în spațiul rural poate nu prea au timp așa să se tot plimbe pe internet și, deci, de ce, da, spațiul urban. Dar aveți o mică statistică, să vedem de morbiditatea, la care capitol este mai mare. Cu provaccinuri sau fără vaccinuri? Sau care ar fi o statistică? Nu, o statistică, în general, mondială, în mediu, 1,5 milioane, 2 milioane de indivizi decedează pe globul pământesc în fiecare an din cauza maladiilor infecțioase care sunt prevenite prin vaccinare. Și, practic, mai mult de jumătate din acest număr sunt copii sub 5 ani. Deci copii sub 5 ani care decedează, mai mult de 1 milion de copii în fiecare an decedează de boli infecțioase care pot fi prevenite prin vaccinare. Cele mai frecvente ar fi rugiola, în unele țări Haemophilus influenza, poliomielita, o maladie dizabilitantă, da? Deci pe viață cu paralizie. Deci dacă vorbim rugiola, 400-500 de mii de pe glob, per total, pot fi de decese de această boală, care poate fi pur și simplu. Dar în Moldova avem o statistică sau este inclusă în... În Moldova noi putem să știm de fapt care sunt succesele vaccinării. Noi avem Republica Moldova, țara liberă de poliomielită. Din 2016 nu a avut loc niciun caz de tetanus, difterie. Din 2012, adică perioada asta, 2012-2016, a scăzut numărul de oreion de la 1900 la 108 și de hepatită virală B de la 75 la 26, iar la copii de la 85 la 3 cazuri. Asta ne arată că vaccinul funcționează. Dar, în opinia dumneavoastră, credeți că ar fi mai bine să lăsăm la discreția părinților, fiindcă totuși este un drept al fiecărui cetățean să aleagă dacă vrea sau nu vrea să se vaccineze, și în special atunci când copiii merg la grădiniță? Ne revenim la obligativitatea vaccinului. Evitând speculațiile astfel, să nu zică cumva că din cauza vaccinului copilul a devenit invalid. Imunizarea este recunoscută pe plan mondial ca un drept al persoanei și este un drept la sănătate, atât a copilului cât și a adultului. Un drept obligatoriu. Un drept la sănătate, în primul rând. Să zicem așa, un drept obligatoriu de a beneficia de acest lucru, această posibilitate de a ne proteja de boli foarte grave. Acesta este drept obligatoriu. Deci sistemul sanitar nu are dreptul să refuze vaccinarea sau să priveze populația de vaccinare. Noi nu putem nicicum să ne gândim că este un beneficiu să nu vaccinezi copilul din careva riscuri, mituri, mai mult mituri. Deci, și dacă nu dorește totuși, este primit acesta în societate ca un cetățean de rând? Evident că el este primit, dar iată, da. Deci cu obligativitatea de a frecventa colectivitatea. Deci este, nu este, deci cum este această lege deja funcționează, sigur. Unde ar fi mai bine și sigur să vaccinăm copilul? Centre private sau de stat? Ori nu are importanță, fiindcă proveniența vaccinurilor este aceeași. Cum am spus, vaccinurile sunt precalificate o misie și populația trebuie să aibă încredere atât în instituțiile statului cât și în cele private. Cele private sunt ca o alternativă în scopul de a îmbunătăți sau de poate a majora rata de cuprindere cu vaccinare, dar îndemnăm pe toți cetățenii să se vaccineze sigur în instituțiile statului. Și totuși, vreau să aflu dacă sunt aceleași vaccinuri la stat și în instituțiile private, care la stat sunt aduse prin granturi. Nu sunt aduse prin granturi. Vaccinurile sunt procurate prin UNICEF. UNICEF, conform memorandului de colaborare... Au fost și donații. Donații au fost pentru vaccinurile sezoniere, dacă aveți în vedere vaccinul antigripal, dar asta nu înseamnă că s-a adus cel mai rău vaccin. S-a dus vaccinul la fel precalificat o mesie și la fel care a fost și este utilizat în toată lumea. Este un vaccin donat de către SUA. La privat și la stat sunt aceleași vaccinuri? Sunt aceleași vaccinuri precalificate o mesie. Precalificate o mesie. Vreau acum, pe final de emisiunea, să ne ziceți 3 sau 5 motive de ce trebuie cetățenii să se vaccineze.
Vaccinurile pot salva viețile copiilor. Vaccinurile sunt inofensive și sunt sigure în cantitatea în care sunt administrate. Vaccinul salvează banii părinților. Vaccinul încă nu s-a eliminat toate bolile și maladiile care pot fi prevenite prin vaccinuri, deci de vaccinuri avem nevoie. Și copilul nostru este prea prețios ca să nu-l protejăm, deci trebuie să-l vaccinăm. Așa? Deci, sfatul medicului? Sfatul medicului este, dacă avem grijă de sănătatea proprie, trebuie să ne vaccinăm. Cât mai strict să respectăm programul național de vaccinări, fiindcă vaccinurile, vaccinarea și sistemul imun nu iartă întârzieri. Deci vaccinurile trebuie să fie făcute la termenii prevăzuți de programul național de vaccinări pentru a ne asigura o protecție bună, eficientă și să ne protejăm viețile și să protejăm viețile apropiaților noștri prin vaccinare. Cetățenii care vor să se vaccineze, unde se pot adresa? Medicul de familie. Medicul de familie. Vă mulțumesc mult de informație, doamnelor, și seară frumoasă să aveți în continuare. Mulțumim dumneavoastră și succes în tot ce v-ați propus să realizați. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, aici emisiunea noastră se încheie. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. O seară frumoasă și liniștită să aveți.